Ce ați Da. pățit? Ok, astăzi e mai bine. Ne-am fost la bancă și ne-am reieșit cu contul bancar. Nu a fost o problemă astăzi. Dar, așa. Dar ieri ați avut probleme la bancă sau pe stradă? Că eu n-am înțeles de la polițiști ce spuneau. Că ați avut Ah, conflict cu un reporter sau cu un cameraman de la Jurnal TV. Ce a fost acolo? da. Ambii. Ne-am fost la bancă, Victoria Bank, și când ne-am ieșit banca, ne-am cumpărat masca, fiindcă am scos o leacă să vorbești cu Charles și poliții au notificat, fiindcă am vorbit cu dânsul și a zis trebuie să cum respectați regulile, Da, da? dar voi trăiți împreună cu Charles, adică nu sunteți obligați între voi să vă protejați, să-i protejați pe alții și să vă protejați de alții, dar voi trăiți împreună doar, nu? Da, eu știu asta, Ok, dar și... ieri noi nu am știut. Ieri a fost primarul, cum spui, municipalului Chișinău și ei au făcut un eveniment cu poliții și Jurnal TV, cred, TV. Și ei au făcut eveniment și cred ei au vrut să, nu știu, să stăvește sau să filmeze cine nu au făcut regulile sau cine nu au urmat Cine n-a respectat regulile, regulile. da. Exact, Și v-au respectat, văzut pe exact. voi că vorbeați între voi fără mască sau cum? Da, i-au văzut, dar cred a fost o oportunitate pentru dânsul. Fiindcă, în general, eu am mască și am fost la bancă și am avut mască, dar când am scos, el a prins foarte repede. Nu, respectați, vă rog. Mi-a apropiat, da, apropiat de mine și am zis, ok, mă scuze, am vorbit cu dânsul, el nu m-a auzit. Scuze. Și am notificat Jurnal TV, ei au filmat, mi-a filmat și nu am vrut, în general eu nu vreau. Și ce a zis, nu să filmezi pe mine, vă rog. Și ei nu au respectat. Noi nu am știut, este legea aici, dar nu este, cred nu este legea internaționale. Dar în Republica Moldova ne-am învățat ieri că este legal. Și ne-am zis, vă rog, respectați-vă, noi nu vrem. Ei au făcut scump scop, argumentat sau, nu știu, scuffle. Bun, Și au ce era? polemizat, au polemizat între ei, da. Ah, Au da. replicat. Da. Și Și a când... apărut scandal între prietenul tău, tot american, cu Nu, echipa de filmare. no, Camaron. E, oricum, atunci, dar e african. Nu? Da. Camerun e în Africa. Da, african. Oricum. Și deci a apărut conflict între reporter, cameraman și prietenul tău, că de ce l-au filmat. Și el n-a vrut să fie filmat, ei au insistat să-l filmeze. Da, exact. Și de asta v-au Și chemat poliția, pentru că au considerat, s-a plâns cine? Reporterul sau voi v-ați plâns la poliție? am plâns, dar they demanded. Ei au cerut noi să arată documentele sau actele noastre Ok. afară mall-ul. Și noi am ieșit. Și el a fost foarte urât, fiindcă el nu a arătat la noi documentele lui. Nu am întrebat, cerut, unde este documentul tău sau buletinul tău? Dar el nu a arătat la noi, numai noi a arătat și nu am prezentat și Charles a prezentat, dar A, deci el nu problema e că polițistul nu s-a legitimat, nu a spus cine e el și de ce vă cere documentele, da? a. Dar ce ai Da. filmat tu, acela polițist era, că am văzut că deja cu acela vorbeai civilizat, i-ai arătat pașaportul, doar că n-ai întrebat cine-i. Când erau mulți, erau și doi civili și erau și doi în uniforme, asta era alt episod deja, altă dată s-a întâmplat, nu? Cred că da, dacă am înțeles ce ai întrebat, da. Noi am fost afară și când noi am fost aparte de televizorul, el a întrebat încă o dată. Dar s-a plecat. Nu a fost problema, dar a fost așa. Problema a început când am revenit în magazin, fiindcă am avut să merg la magazinul să cumpăr mâncare. Am vrut bananele și doamne fără. Avem nevoie de un număr de telefon a dumneavoastră numărul de ca să contact. vă putem invita la sectorul de poliție.
Doamne Grecia, avem nevoie de un număr telefon mobil a dumneavoastră. Da, îți dau, nicio problemă. Da, da. Ca să putem invita la sector de poliție de Ioan. Ioan, toată ziua! Toată ziua! Da, vreți dumneavoastră unii la moment? Ce? Vreți dumneavoastră unii la moment? El este în centru, noi mergem la banca. Să-mi redestram... Îi spuneți dumnealui, el tot ați și le comunicat la sector de poliție. Vorbesc cu domnul. Vă rog, frumos să aflăți și dumnealui. De ce? Noi avem actele și avem sunt dreptul. Actele, dar dumnealui a agresat... Nu. E agresat pe dânsul. Când ne-am împărțit actele noastre, a fost ok. Și am revenit înapoi la magazin și Charles a plecat, fiindcă el a mers la... Da, în centru, da. Și am fost la magazin. Când am fost la magazin, ei au intrat magazinul. Și, doamna Israel, dați-mi, vă rog, actele. Da. Am zis, am arătat deja. De ce trebuie să fac asta? Păi, de ce te-au legitimat? Pentru că s-au plâns televiziunea sau pentru că sunteți de culoare și suspecți că sunteți străini care stau ilegal în Moldova? Asta? Eu nu știu, Oleg. Ei n-au spus de ce și nici n-ați întrebat de ce îmi cereți actele, da? Exact, ei nu au zis nimic. Nu mai vreau să arăt. Eu să arat cum actele mele și atât. Ok. Pentru nici nu motiv, nu știu. Și v-au chemat la poliție și pe tine și pe prieten. Nu, prieten a plecat. V-a chemat polițistul celălalt pe video să zice, se vede, cum zice, să vii dumneata la poliție și să vină și prietenul dumitale. Și ați fost? Da. Ați fost? Ați fost, am fost. La poliție și... Și a fost doi bărbați. Ei nu au fost în uniform, dar ei mi-a filmat foarte urât, ca eu sunt un animal. N-am înțeles ce i-au făcut asta, dar cred... Deci când erai la poliție, ei te filmau? Da. Dar unde? La ce inspectorat de poliție și la ce sector de poliție? Nu știu, cred primarul, nu știu. Lângă primărie s-a întâmplat totul, da? Da, cred la magazinul că da. Numărul 1 de lângă primărie? Nu știu, dar cum inspectorii de ambasadei mi-au explicat că ei sunt din primărie. Eu sunt cum dummy în English. Nu sunt poliții, sunt paznici. Da, paznici. Bun, exact. Dar când te-au chemat la poliție, unde te-au chemat? Unde ai fost? Pe strada 31 August? Colț cu Vlai cu Părcălab? Este Moldova cum... Moldova este la... Nu este... nu știu, Malul. Moldova. Molul de pe viaduct? Moldova de pe viaduct? Da, exact. Când te duci spre Botanica? Yes, da, și este exact. Și este sector de poliție acolo? Cred că da, da. Fiindcă este nu e departe de mine. Atunci cred probabil da. E poliția Botanica. Nu știu acolo unde sunt sectoarele de poliție. Bun, bun. Și ei te-au filmat la sector. Erai cu prietenul da. Sau singură? Singură. Așa. Singură. Și te-au filmat și ai scris declarații sau te-au amendat sau ce-au făcut? Am fost la magazin, am încercat să pleacă și ei nu au permis să merge acasă. I-a zis, doamne Israel, noi avem nevoie să discut cu tine. Am zis de ce, eu vreau să mă duc acasă și el mi-a blocat, fizic m-a te-a blocat. Limitat în circulație, te-a obligat da. Să mergi cu el la poliție. Da, cu corpul el și el mi-a prins braț înainte-o molul și când am ieșit, el mi-a umărit, da, umărit la deal. Și a mers în urma dumitale sau te-a tras de mână până la poliție? Nu, primul. Deci te-a urmărit, mergea în urma dumitale și zicea, mergi încolo, acolo e poliția, sau cum a fost? Nu, numai poliția a fost în spate de mine, înțelegi? Și dumneata unde te duceai, la poliție sau te duceai acasă? Acasă. Ah, pentru că stai aproape de mall. Da. Dar când ai ajuns, cum ai ajuns la poliție?
Nu am ajuns Dar nu, la poliție, am fost că la te-am Moldova. întrebat, ai fost după aceea la poliție? Nu. Poliția a fost. A fost cu tine la mall, unde ai Da. filmat. Dar după aceea n-ai mai fost, că ei te chemau la poliție. Au luat și telefonul și datele din pașaport. N-ai fost după aceea la Nu. poliție. La ei n-ai Nu. fost. La Nu. police office. Nu? Police station, n-ai fost. Nu, niciodată. Am fost Moldova numai. Doar La mall. am rămas acolo cu Doar la ei. mall te-au documentat Da. și n-ai nicio Tot, tot, tot. citație. O să mai privesc o dată video. Nu știu dacă ei îți spun la ce oră, unde să vii și de ce să vii. Pentru că citația trebuie să conțină și motivul pentru care te citează. Te-ai plâns la ambasadă, nu? Că ești cetățean american. Da, am așteptat peste aproape de un copac pentru, nu știu, o oră pentru ambasadei sau inspectorii ambasadei și ei au venit și toți au plecat, toți. Pasnice, Polițiștii, primarul. civilii, toți au plecat, ai rămas singur și Toți ai au vorbit plecat. cu reprezentanții ambasadei. Și ce au zis? Exact, da. Și ei mi-au întrebat de multe întrebări și ei au zis deja cum videoclipuri sau footage. Ei au văzut, eu am strigat, nu mă atingeți de multe ori și am strigat, ajutați-mă, moldovenii. Ei au văzut tot, tot. Dar Și cum au trebuie să... reușit? Cum au reușit? Adică a văzut multă lume sau ăștia de la ambasadă au reușit să ajungă la mall și să vadă înregistrările video? Tot. A fost lumea, A multe, văzut multă multe. lume și a văzut chestia asta. N-a filmat Da, nimeni sau numai... 400 de... N-a filmat nimeni, numai dumneata ai filmat. Nu știu. Nu știi, Nu știu. nu știi. Oricum, cum zici, sunt camere de supraveghere, probabil pe acolo și tot așa. Bun, și Da. ce te-au sfătuit lucrătorii ambasadei? Ei mi-au întrebat, Israel, ce vrei să faci acum, dacă vrei să depun o plângere, eu pot să fac și astăzi eu trebuie să fac, dar în timp de durează de pandemie, noi facem pe cum Online. prin. Online. Da, exact, poșta electronică. Și atât, nu știu ce să fac. Natalia duminică mi-a răspuns și ea mi-a trimis un mesaj dacă Israel tu faci altceva, tu vrei să faci altceva. Noi putem să facem o plângere cu cum ombudsman în engleză, nu știu cum spui în Avocatul limba. poporului, da. Da, ea vrea să ajută-mă cu asta. Și eu cred, eu vreau să fac asta, fiindcă eu vreau poliție care A fost m-a implicată și e comunicat. vinovată să fie Da, de multe pedepsită. ori Corect. mi-a dat. Bravo. Deci eu cred că a fost un abuz, o intervenție nejustificată, poate pe motiv de rasism, poate pe motiv de xenofobie, poate pentru că inculți polițiștii aceia, să se lămurească parchetul, procuratura, adică să se lămurească șefii lor din MAI, din Ministerul de Interne, să se lămurească și să nu permită ca să se repete asta cu dumneata, cu prietenul dumitale sau cu mine. Exact, nu e, poliția în engleză. Poliția sunt aici să protejează noi, să ne protejeze. Așa Dar ar dacă trebui. este mai departe, dacă este altceva aparte de asta, nu este abuz. Gata, so. Corect. Deci, ce am discutat noi acum am înregistrat și pot să public, îmi dai voie. Încă o dată? Pot să public ce am înregistrat, ce am discutat noi acum Da, desigur. și Poți video de și... ieri de la mall. Și video cu polițiștii de ieri de la mall, tot pot să-l public, da? Da, cred că da. Da. Thank you Cu very much. limba română este clar. Thank you very much. Da, desigur, Îmi cu pare rău plăcere. pentru ce s-a întâmplat, sper să nu se repete. Așa, dacă nu se întâmplă cu mine, cine? Trebuie să... Fiindcă toți, nu toți, cum... au putere să spui mai tare sau to have the strength to speak up. Eu Bravo. am, eu pot să fac, nicio Bravo. problemă. Keep in touch. Da, desigur.